Bună, sunt Antonia, am 12 ani și sunt din Târgu Jiu. Eu sunt bunica lui Antonia și merg cu ea peste tot în calitate și de mamă și de bunică și de tată. Le țin locul la toți. Fără mami îmi este greu, dar mă acomodez pentru că sunt cu mama aia, cu vecinele care mă susțin și îmi țin locul de mamă și sper să vină mami mai repede de acolo ca să ne bucurăm amândouă de succesele mele. Mama ei este plecată, a plecat normal în străinătate să ne terminăm casa, că noi avem casa neterminată. Primul meu gând de dimineață este să mă trezesc și să o văd pe mami cu mine și să stea alături de mine. Toată lumea spune că ea este fata mea. Nu este nepoată și este fata mea, că ei sămănăm amândouă. Dar este mama aia, o iubesc foarte mult. Foarte mult o iubesc și să nu mă părăsești, mama aia, să nu mă părăsești. Am pasiunea de a cânta în sânge. Duminica după masă întotdeauna vine tantimioară, lasă toate treburile, mamaia, tanti Dori, tanti Simona, facem spectacol. Antonia, tanti Dori te iubește din tot sufletul și tu știi că eu te-am învățat că tu ești o învingătoare și așa trebuie să fii toată viața. Hey, Antonia! E pupon, da? Ăla e microfonul tău. E destul de înalt? Da. A, e bun. Antonia, da? Mamă, da. Cum ești? Uite, Maria te studiază. Da, de da, cum da. Ai intrat. Vrem să auzim Maria. E cu ochii pe tine, pe hainele tale. Sigur, e o fată foarte frumoasă, îmbrăcată frumos. Uite ce cozi. Din ce zonă ești? Din ce zonă întreabă Pepe? Târgu Jiu. Ăștia cu pandurii. Pandurii, bă! Și bănuțul de aur ce semnifică? Bănuțul nu-i spune tot lui Connector, adică cu bănuțul mai încet. Zi lui Pepe cu bănuțul mai aici. Sau zi lui Dan cu bănuțul. Bănuțul de aur e, a? E de la bunii. Da. Așa e? Da, cadou. Bunii! Trebuie neapărat să vă vedem, bunii, să rămână. Cadou de la bunii? Ia uite, mă văd și pe bunii. Ia uite. E obligatoriu să o spun asta, bunii, și o spun de față cu toată lumea în gura mare, sunteți o femeie de ispravă. Mami, mămica Antonie e plecată în Spania la muncă și dumneavoastră o creșteți singură pe Antonia. Cu aplauzele noastre, bunii, o femeie de ispravă, mulțumim! Bravo! Măi, Dane! Uite, prin ce ai spus tu acum, mi-ai întristat fata. Înainte de a începe totul, mi-a spus, dacă Dumnezeu ne ajută, ținând în culise, mi-ai spus, și câștigăm... 20.000 banii de la final, nu o să mai fie nevoită mami să plece, cum ai spus? Să mai plece în străinătate și să stea cu mine. Of, doamne, doamne, bravo! Wow! Unde e mami? Spania. Spania? Da. Cum e Spania? Gijón. Cum îi zice? Gijón. Gijón. În viața mea n-am auzit. Dar auzit de Gijón? Un oraș. Ce face? Cu ce se ocupă în Spania? Șef bucătar. Șef bucătar. Bravo! Când plecăm în Spania la vreo cântare, să ne dai adresa, că poate trecem să mâncăm și noi ceva. Antonia, să le facă și lor o salată, o ceafă. Stați, că acum m-am prins de o treabă. Gata, m-am prins. Antonia, păi mami e bucătăreasă în Spania, de asta ești tu expertă în tot ce înseamnă bucătărie. Am învățat să gătesc de la vecine, de la mami, de la bunica și am descoperit că pot să gătesc un chec, doar să-l pregătesc, nu să-l pun și la cuptor, în 20 de minute, maxim. Maxim, îmi place checul, deci luam din compoziția lui mama crudă de acolo, din... Așa și eu. Genial, este genial. Stai așa, tu de la mama ai învățat să faci chec? Nu. De la bunii? De la vecina. De la vecina? Stai așa, Connector, ce se pune într-un chec? Da. Într-un chec? Într-un chec. Da, clar. Stafide, cacao. Ce se pune într-un chec? Făină, făină. Zahăr, da. Ouă, praf de copt. Ca să crească. Da, să fie mare și pufos. Da. Și... Și stafide, cred că merge, nu? Nu, cacao. Antonia, dar sare nu pui? Cum sare, mă? Se pune sare în chec? Un praf de sare. Praf de sare la orice dulce. Îl am pe ultimul. Așa, mă, că nu se pune sare în chec, mă? Nu se pune sare în chec. Dar se pune...
Nu se... Băi, sare, checul nu e la dulce? Băi, ba da, ba da. La orice prăjitură. Băi, nu crezi, mă, mă, terminați, mă. Băi, cum sare, mă? Sare cu un praf. Băi, nu se pune sare în chec, mă. Se pune. Nu mă, se pune praf. Băi, bunii, bunii, se pune sare în chec, iartă-ne că... Da, în albușă. Băi, se pune, doamne, în albușă. Bun, ascultați-mă. Mă știu, porul de pune sare și în cafea. Nu se... Bine, am cel mai bun expert... Un om care se pricepe cel mai bine la făcut checuri. Se pune mami sare în chec sau nu se pune? Oh! Hola! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? E mami în direct cu noi. Hola, mami, ¿qué tal? Mami, mami! Oh, ce plăce, nu! Mami, ne auzi, mami? Da, da. Păi, mami, ne auzi? Da. Cum e vremea la Gihon? Doamnă. Unde sunteți, doamnă, acum? Unde sunteți? Într-o bucătărie, văd. Suntem la serviciu. La serviciu? Da. Domnul de lângă e... Este șeful meu. Hola, de España. Hola. O iotă nu te din ce zice. Pricep ce zice? Ha? Ce e aia, hola? Bună. Bună? Da. Ce aveți acolo? Stai să... Ai mai aproape. Ce aveți acolo? Ah, hamon. Ce să fie, hamon? Hamon ăla, da, 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 corect. Da. Și san... Cum îi zice vinului? San... Sangria. Avem sangria? Sangria. Doamne, iertați-mă, se pune sau nu se pune sare în chec? Se pune. Ai văzut negrule? Ți-a avut dreptate, mă, gata. Ai văzut negrule că nimic. De când nu v-ați mai văzut? De câte vreme nu v-ați mai văzut? De 2 ani. Oh, trecure 2 ani deja, mami? Mi-a zis, ne-a spus tuturor Antonia un lucru extraordinar, că dacă Dumnezeu ne ajută, dacă bunii reușește și dacă Dumnezeu e bun și în seara asta ne ducem în finale și acolo luăm marele premiu, atunci, spune-i tu, mami. Atunci nu o să mai fie nu o să mai fie nevoie să plecați la... Cum îi zice orașul lui? Că eu tot uit, nu mă duce mintea. Bihon. La Bihon ăsta și o să rămâneți cu noi aici. Bihon. Cum, Bihon? Gihon? Bihon. Avion. Avion? Vorba lui Vasile. Avion. Mami, 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 avem o surpriză, ne-a venit o idee. Mami a rămas fără voce, ai văzut, nu mai spune nimic. Da. Fără glas. N-auzi? Mai ții minte melodia pe care eu am găsit-o pe YouTube și pe care ai făcut-o tu special pentru mami? Da, o știe. O știe? Da, fii atent. Știi cine nu știe? Toată lumea asta nu știe. Mami, ia întoarce-te, te rog, puțin cu spatele. Ia întoarce-te, te rog, puțin, ia întoarce. Oh, hop, gata. Ia zile celor din taraf. Taraful Marinache. Se duce lung ca să cântă melodia. Nu te întoarce, mami, stai cu spatele. Ce trebuie luat? Un re minor, un la major, ce trebuie? Știi cum e melodia? Da? Asta e? Gata, hai, fii. Mami, mami, mami! Da? Acum te poți întoarce. E dedicația noastră, mami, pentru tine. Întoarce-te, suntem în legătură directă, București. Chihon. Ia, mami, ascultă aici! Excelent! Excelent! V-am arătat doar un, așa, o părticică din vocea ei extraordinară. O părticică doar din voce. Băi, negrule, da? Mi-ai făcut fata și pe noi să plângem. Ascultați-mă, stați să vedeți. Lasă-o să se concentreze, nu mai plânge. Apropo, știi melodia aia pe care a cântat? Cine cânta melodia asta? No comment. Ești atât de frumoasă când plângi. Mulțumesc mult! Mami! O să te rugăm, dacă se poate, vrei să rămâne cu noi, mami, pe tot... no signal. Mami, refaceți legătura. Păi refaceți legătura. Și mami, hai să încercăm să refacem legătura pe ecranul ăsta și o să rugăm pe mami, dacă se poate, să rămână în legătură cu noi pe... în timp ce tu cânți. Nu se mai poate reface legătura. Ok, mulțumim, mami. Cred. Nu mai putem să refacem legătura, mami, mulțumim. Chihon. Chihon. Nu o să reușești niciodată. Acum aer în piept. Nu o să reușești niciodată să spun asta. Mi-ar fi plăcut ca mami să spun acum în spaniolă. Știi cum se spune în spaniolă succes? Nu. Știe cineva în spaniolă cum se spune succes? Eu. Ia ziceți, doamnă. Suerte. Ia veniți aici. Ia veniți, doamnă, aici. Ia, mami.
E obligatoriu să vină și bunii aici. Bunii! Bunii! E obligatoriu să vină și bunii. O femeie de ispravă. În toți anii ăștia, în toată vremea asta, bunii are grijă de Antonia, să rămână doamnă. Trei oameni de ispravă! Scăpăm de emoții acum, da? Da? Unde... Mami, bunii, unde vrei să rămână? Rămân aici, rămân lângă jurul sau se duc în public? Se duc în public, da? Ok. Credeai că mami te lasă singură în momentul ăsta atât de important? Era imposibil. Cum să te lase mami singură chiar acum când tu ești în fața țării la Next Star? Nu putea să se întâmple asta. Mami, bunii, ia treceți... Pepe, Pepe! Pepe, ajută-mă, te rog, du-le pe fete în public, te rog, mulțumesc mult, ia-le pe fete și du-le în public. Sunt acolo, da? Sunt bine, sunt bine. Nu putea să te lase singură, chiar în clipa asta, chiar în momentul ăsta atât de important. Oh, Antonia. Nu pune să cânte imediat, mai las-o puțin, las-o, te rog eu mult de tot. Nu suntem noi în stare să ascultăm, dar după așa cântă, emoție, așa e. După, auzi, mami, iartă-mă. Cum să se pune, doamne, poate la voi în Spania se pune sare în chec. Un praf de sare. Un praf de sare. Un praf de sare în chec. Conectere, ai mâncat vreodată chec cu sare? Băi, nu, eu nu știu, dar dacă eu. Așa se spune. Auzi, băi, conectere. Eu n-am, băi, nu sunt, da. Băi, nu, negru știi ce e în capul lui, că pui sare cât pui și zahăr. Da, nu, da, probabil că asta. Un praf de sare. Mami, acolo. E cel mai important spectator al tău în seara asta. Doamne ajută!